Se pare că acel interviu care s-a dat în final pentru capricile iubirii a strânit extrem de multe controverse. Am citit mai pe toate grupurile că toată lumea este foarte revoltată de interviul dat de Alina și de Valentin. Am înțeles că Valentin a spus că Sabina și Perneș nu vor rezista mai mult de un an, că Giovanna și Sese maxim 5 ani, iar despre Andrei, cum că a rezistat în casă doar datorită situației care s-a creat în jurul lui. Foarte, foarte multă lume este extrem de revoltată pe acel interviu. Sincer, eu încă nu l-am văzut, dar am primit niște imagini din acel interviu, niște scurte filmulețe. Ideea este alta. Dacă așa simți și așa credeai, de ce nu ai spus-o în timpul competiției? De ce nu ai vorbit despre asta în timpul competiției și ai spus-o la final când lucrurile deja nu mai contau? Adică niciodată nu mi-a plăcut genul acesta de persoane care afișa că este o situație super ok, că nu știu ce și la finalul competiției când știi că există șanse să nu te mai întâlnești niciodată cu ei, arunci niște vorbe extrem de urâte. Nu știu, mie mi se pare foarte ciudat. Și noastră, dacă ați văzut interviul și ce părere aveți despre ce se spune în mediul online referitor la acest interviu. Și apropo, familia Lăpușneanu vă urează poftă bună. Ei sunt la sus și acum.